Municipalitatea susține că animalele fără stăpân își vor găsi un loc în adăpostul care va fi amenajat la Valea Călugărească. Vom face o inventariere a celor care doresc să se ocupe de rezolvarea problemei câinilor comunitari. E vorba de ONG-uri, persoane particulare, chiar și persoane juridice care țin de sfera comercială și, bineînțeles, în primul rând, administrația publică locală. Vom inventaria și câinii. De ce spun acest lucru? Pentru că avem nevoie de un număr mare de oameni care, într-o perioadă extrem de scurtă, una, două zile, să reușească să stabilească numărul cât de cât exact al câinilor care se află în Ploiești. Atât în curțile oamenilor, cât și pe domeniul public. Pe domeniul public, la această oră, pot să vă spun că sunt în jur de 5.000 de câini lăsați liberi. Vom strânge tot ceea ce este pe domeniul public, bineînțeles, în tranșe, nu putem cu toți odată, pe care îi vom duce, îi vom steriliza, îi vom înmatricula, să spunem așa, după care vom vedea în ce măsură aceștia sunt adoptați de către cetățeni. Potrivit viceprimarului, ploieștenii sunt obligați să declare animalele de companie pe care le-au în grijă, iar cei care au mai mult de două pisici sau doi câini vor plăti o taxă a cărei valoare va fi stabilită de Consiliul Local. Pentru un număr de câini, până acum există o hotărâre de Consiliul Local prin care se permite ca orice animal de companie să fie deținut numai în două exemplare. Cred că vom continua acea hotărâre a Consiliului Local pe aceleași coordonate, de fiecare va putea deține doi câini, să spunem, două animale de companie. Pentru ceea ce depășește acest număr, va fi instituit o taxă. Cel mai probabil, taxa va fi de 100 de lei pe an pentru fiecare animal de la al treilea în sus. Cei care însă refuză sterilizarea animalelor vor scoate și alți bani din buzunar drept taxă către primărie.